că ziceai că nu vrei să fugi. Hei, încetează! Hai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorul ce de crab. Diego, încetează! Ce e? Uștile, încetează! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Diego, încetează! Ce e? Diego, încetează! Ce e? Stai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorul ce de crab! Hei, încetează! Nu le atinge lucrurile! Fantomă, încetează! Ben, încetează! Luke, încetează! Stai, încetează! Nu mai arunca mine cu piciorul ce de crab! Diego, încetează! Ce e? Încetează! Marș! Încetează! Încetează! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Veți plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta, Ginger! Vei plăti pentru asta! Vei plăti pentru asta! Voi cădea în capcane? Ce idee grozavă! Peștele și 14 județe din sudul și estul țării sunt din acest moment sub avertizare cod portocaliu de viscoză. Covine în zori abundente, vânt puternic și temperaturi care pot cobori la minus 20 de grade Celsius. Iar autoritățile ne exclud instituirea codului roșu pentru anumite zone. Mini-vacanța Elevidor s-a prelungit și astăzi, iar studenții de la Universitatea din București își vor reprograma examenele. Echipajele de urgență stau în gardă, trebuie să fie gata să intervine oricând și oriunde. Nu pune mâna? E pentru cină? Dacă vă las, nu mai rămâne nimic! Mâna, sunt lifti! Cerul s-a cutremurat ieri în satul mare. Ioana Vivien, fetița de 10 ani omorâtă și aruncată la gunoi de cumnatul ei, a fost condusă pe ultimul drum. Mama și sora ei au stat neclintite la căpătuiul micuței. În jurul lor au fost zeci de oameni îndurerați în drumul spre cimitir. Vă avertizăm că urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Dă-te din drum! Parcă ziceai că nu vrei să fugi! Ei au învățat lacrimile pe obraz, iar mamei sale i-au secat. Aurelia a fost înmormântată cu onoruri militare. S-au adunat în jurul sicriului alb cei dragi colegii, oameni care i-au văzut chipul pentru prima dată la televizor și moții care au ajuns primii la avionul distrus. Regretul că n-au putut o salva și pe ea este mai mare decât bucuria că i-au salvat pe ceilalți. Școala iepurașilor e în pericol! Ai terminat? Arată ca o căpșină uriașă! Doi părinți, Amy și fica lor de 11 ani, sunt dați în urmărire generală în Statele Unite, nu pentru că ar fi comis vreo crimă, ci pentru că părinții pur și simplu nu vor ca medicii să le trateze fata, deși aceasta suferă de leucemie. Au spus prin intermediul avocatului că fica le-a fost vindecată de un tămăduitor din America Centrală, dar vânătoarea polițiștilor continuă. Zoro! Hai, ridică-te! Întoarceți fără oul de aur, fugiți și ajutați-l pe fratele vostru! Pentru mulți români, sărbătorile de iarnă încep cu o călătorie lungă. Prin Vama Gorj au trecut zeci de mii de mașini cu portbagajele pline de cadouri. Torul de casă îi aduce înapoi pe oamenii care au plecat să muncească în străinătate, iar autoritățile vamale s-au pregătit pentru un weekend extrem de aglomerat. Pe mândea radio este la ușă! Cele grozave de care am auzit și unul dintre cântecele mele preferate! 1, 2, 3! Dacă invitați, scria că e azi! Ce-a fost asta? Te-am prins, chimpanzeu obraznic! Ca să evite impactul cu o șoferiță neatentă, un bărbat a tras de volan, a dărâmat un stâlp de beton și a ajuns cu roțile în sus, chiar într-o benzinărie. Puțin a lipsit să intre într-una dintre pompe și doar câteva secunde înainte, pe trotuar a trecut un copil de mână cu o femeie. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere din zonă. Oh, l-au prins pe Zoro! Slavă cerului! Asta-i nașpa! Ne-am dus la închisoare. Capitanul era să le elibereze pe Bernardo, dar apoi a sosit un bărbat cu o mască! Zicea că numele lui e Zoro! Oh, și a luptat singur cu... Diego, trezește-te! Iar în ceea ce te privește pe tine, e grav că ai fugit chiar în pădure. Dar pe tata asta a obligat-o și pe Emi să meargă cu tine.